Bună și bine ați venit pe Tarotada! Astăzi vom face energia zilei de 19 noiembrie. Dragilor, este o zi superbă, este o zi magică. Cartea care guvernează această zi este Templul Pădurii, Iluminarea, Sufletul vostru. În această zi trebuie să vedem lumina sufletului nostru. Este o zi magică, superbă. Dacă vedem această lumină interioară, dacă putem să ne conectăm cu sinele nostru, va fi o zi magică. 19 noiembrie aduce multe, multe beneficii. Această trezire la scopul nostru divin, această frumoasă trezire pe care cu toții o putem accesa, este cartea care guvernează întreaga zi. Templul pădurii, sacru templu al sufletului tău, iluminare, aici te iluminezi, în această zi poți să-ți accesezi toate resursele interioare, poți lucra cu ele, poți face orice vrei, să te reinventezi, să o iei de la capăt, să te vezi așa frumos cum ești. Este o zi foarte importantă astăzi și foarte frumoasă în care putem accesa resursele interioare, le putem conștientiza. Cartea care guvernează întreaga citire este tot o lumină, soarele, cea mai mare lumină a noastră, a pământului. Ne iluminează, ne luminează, ne încălzește, ne dă roade, datorită soarelui existăm. Haideți să vedem, supraviețuim, mai corect spus. Este o frumusețe, este o zi în care putem face tot ce își dorește sufletul nostru. Avem deschise toate căile. Soarele este un beneficiu, este o căldură, este tot o iluminare a noastră. Aici e o lumină a sufletului, aici este o lumină în spatele nostru. Este o zi foarte frumoasă, 19, 1 și cu 9 fac 10. Roata norocului, putem schimba destinul nostru în această zi. Putem face ca toate lucrurile pe care nu le-am făcut până acum să începem să le facem. Tot ce face bine sufletului nostru. Roata norocului aduce șansa schimbării, aduce șansa norocului. Vine, norocul vine în viața noastră. O zi magică, pentru că 1 plus 0 fac 1. Magicianul. Aceste resurse pe care cu toții le deținem și le putem folosi, înțelepciune, magie. Acest magician are toate instrumentele la îndemână, are toate ustensilele, are cupe, are băte, are săbii. Are de toate. Are în mână un sceptru, poate să folosească toate aceste resurse interioare, toată această lumină pe care o deține. Poate să facă o magie în această zi. Reinventați-vă, dragilor, că se poate în această zi. Și nebunul. Puteți pleca la drum, este cartea numărul 0. Dacă 1 este magicianul, cartea numărul 0 este nebunul. Nebunul pleacă la drum într-o nouă aventură a vieții lui, cu încredere deplină în propria persoană, cu una dintre acele resurse pe care magicianul le deține, încrederea în propria persoană. Pleacă și pleacă până la capătul curcubeului. Pleacă mânat de dorința lui bună de a-și deschide o nouă viață, o nouă viziune. Nebunul pleacă fără niciun fel de bagaj din trecut, fără prejudecăți, pleacă doar cu credință în suflet că totul îi va reuși. Și așa este, pentru că nu se îndoiește nicio clipă. O zi superbă, dragilor, o zi în care putem accesa tot ce ne dorim noi, pe plan sufletesc, este iluminare, este lumină, lumina noastră interioară, divinitatea din noi pe care o putem accesa acum. Putem umbla
la această comoară. Putem intra adânc în această comoară să o vedem așa cum este, această lumină a sufletului nostru. Foarte frumoasă această zi. Haideți să vedem și tarotul ce ne spune despre această zi superbă de 19 noiembrie. Energia zilei este fantastică, este o magie, este o zi foarte frumoasă. Vom conștientiza foarte multe lucruri. Dacă vă simțiți împovărați de prea multe lucruri care vin spre voi, să știți că este în beneficiul vostru. Sunt lucruri mărețe pe care le puteți face în această zi, pe care le puteți începe. Gânduri. Fiți atenți la gândurile voastre, la ce visați, la lucruri bune. Dacă ieri am avut luna, a ieșit totul la suprafață, astăzi avem soarele. Totul se luminează, ieșim din acea negură, cum a fost ziua de ieri, în care toate gândurile ne-au venit și le urcăm, ne iluminăm. Secretele au fost descoperite, toate căile sunt accesibile acum, putem merge direct către sufletul nostru. O zi foarte frumoasă, să vedem și tarotul ce ne spune. 7 de monede, pajul de cupe. O muzică a sufletului și acest 2 de monede. Regina de bâte. Pajul de bâte și turnul. La capătul setului de cărți avem cavalerul de bâte. Avem și regina și cavalerul și valetul de bâte. Este o zi plină de magie, de foc. Este o zi soarele, lumina și aici avem tot o lumină. Acest cavaler de bâte care începe să facă acțiuni, începe să meargă către un vis. Aici sunt stele. Chiar dacă este întuneric, totul se luminează. Este aprins o lumânare magică mare, iar aici este un fluture mare. Totul se transformă. Toate visurile care nu s-au împlinit, toate lucrurile ascunse, ies la suprafață și încep să se împlinească, încep să meargă pe un făgaș bun pentru voi, dragilor. Putem face ca în această zi să se întâmple acea magie, tot ce ne-am dorit să se împlinească. Dacă ieri v-ați pus intenții în univers corect, ați accesat, ați scos tot din bagajele trecutului, le-ați înconjurat cu iubire, acum le înconjurați și cu lumină și mergeți mai departe frumos. Pentru că aici, în această zi, ziua începe cu acești 7 de monede. Este o carte superbă. Stai la umbra unui copac și te gândești ce ai plantat în grădina ta și începi să vezi beneficiile, începi să vezi roadele muncii tale. Este un copac magic. Și aici sunt luminițe multe în acest copac. Vezi ce ai făcut până acum și începi să culegi roadele muncii tale. Nu te mai lași păcălit de nimeni. Acum ești luminos. În această zi poți face multe lucruri. Este o muzică a sufletului nostru. Aici, pajul de cupe stă pe o plajă și cântă. Este iubire, este armonie, este emoție benefică, energie crescută. Aici este o meditație, o reinventare a sufletului nostru, accesarea acestei comori. Templul pădurii, templul sufletului nostru, iluminarea. Ne trezim și ne trezim într-o armonie deplină. Facem pace cu noi și cu cei din jurul nostru. Creștem vibrația pământului. Aici aveți un 2 de monede. Avem o carte în care putem jongla cu orice plan dorim noi. Pe plan material, pe plan sentimental, facem ca lucrurile să se întâmple. Cu atât mai mult cu cât cartea care încununează întreaga citire este Cavalerul de Bâte. Lucruri multe avem de făcut cu sufletul nostru. Putem lucra astăzi cu noi.
la iluminarea noastră, la conștiința noastră, lucruri benefice, începem să facem pentru noi. Aici este o muzică, aici sunt tot două tobe, e momentul, după se vede judecata, judecata de apoi. Ceva nou se naște acum, ceva nou benefic într-o vibrație crescută. Știți, dragilor, ce vreți, căutați adânc în sufletul vostru, în acest templu sacru al sufletului vostru și veți găsi toate răspunsurile. Aici este regina de bâte, este independentă, este benefică pentru ea, știe ce vrea. Suntem bine în această zi, ne reinventăm. Regina de bâte face tot ce vrea și totul iese bine, fără să facă rău în jurul ei. Ne iluminăm, conștientizăm lumina sufletului nostru. După se vede pajul de bâte, aici se deschid toate drumurile. Se deblochează orice plan al vieții noastre. Începem să accesăm tot ce avem nevoie din acest univers. Magicianul folosește toate resursele cu care am fost înzestrați venind pe acest pământ. Acest paj are menirea să deblocheze toate lucrurile care au stagnat, toate lucrurile care nu vă mai sunt de trebuință. Intrați, dragilor, cu lumină peste toate lucrurile care vă îngreunează parcursul de la evoluție. Puteți în această zi, se poate, putem cu toții accesa lumina interioară a sufletului nostru. Ultima carte, și îmi place foarte mult această citire, este Turnul. Nu putea lipsi și acest turn din această frumoasă poveste, din această zi. Este o zi de poveste. Turnul vine să dărâme tot, tot ce v-a trecut ieri prin cap și toate lucrurile pe care le-ați acumulat în jurul vostru, bagajele negative, dispar, dragilor. Turnul vine și curăță, fulgeră odată și totul se luminează. Aici toate lucrurile construite pe teren alunecos rămân în urmă și se curăță, se reciclează, se estompează. Dragilor, turnul aduce noroc deghizat. După o clipă de frică, de durere, de o spieretură, vine ceva magic. Magicianul, roata norocului, soarele, nebunul. Plecați, dragilor, la drum frumos. E o poveste aici ce se întâmplă în această zi. O zi a sufletului nostru, o zi magică pe care trebuie să o primim în viața noastră și să fim recunoscători pentru tot ce avem. Acum, în această zi, se impune, trebuie să vedem binecuvântările din viața noastră. Trebuie să accesăm tot ce ne trimite universul, toate aceste binecuvântări cu care am fost înzestrați, cu care am venit și pe care nu le folosim în această zi, vom putea. Aici este mama pământ, dragilor. Avem soarele, avem lumina sufletului și avem pământul. Suntem parte din această mare familie. Suntem o conștiință colectivă. Aici putem face ca orice ne dorim să se întâmple. Este tot cartea 16, aici este turnul, aici este mama pământ. Suntem bine, suntem iluminați și vedeți cât de frumos este acest pământ, roditor, un copac al vieții, sănătos, vitalitate. Aici este viață, viață bună pe care noi trebuie să o trăim. Să ne bucurăm de tot ceea ce suntem. O zi superbă, o zi magică și Jupiter. Avem noroc, avem creștere, putem să ne iluminăm în această zi. Să accesăm tot ce este mai frumos din noi și să folosim. Expansiune, prosperitate și creștere. Este noroc, lăsând în urmă
acest turn. Turnul a curățat toate energiile negative. Acum începem să culegem ce am plantat bun în grădina noastră, pentru că știm, pentru că vrem și pentru că putem accesa în această zi iluminarea sufletului nostru. Creștem, e frumos, Mama Pământ, o zi magică. Și aici avem la capătul setului de cărți această minunăție. Eliberează-ți propriul adevăr, spune-ți ție adevărul tău. Aici este divinul masculin și divinul feminin, un echilibru în univers pe care îl faceți acum. Un echilibru, vă echilibrați, ne echilibrăm și folosim, începem să folosim toate resursele pe care le avem și suntem recunoscători pentru tot ce avem. Magicianul face ca această magie să se întâmple. Soarele vine și luminează, ne iluminează, ne dă acea speranță și acea încredere în noi că putem să fim echilibrați, că putem accesa orice plan ne dorim noi pentru a merge către visul nostru, către scopul nostru divin suprem cel mai înalt. O zi superbă, bucurați-vă dragilor la maxim. Vă doresc duminică plăcută, vă îmbrățișez cu drag, vă pup, pa, pa!